Negocierile dintre Rusia și Ucraina s-au încheiat. Ce s-a întâmplat la întâlnirea decisivă dintre ministrul de externe rus și omologul său ucrainean? Negocierile de azi dintre ministrul rus de externe Sergei Lavrov și omologul său ucrainean Dmitro Kuleba s-au încheiat. Cei doi oficiali au discutat joi în Turcia. A fost prima întâlnire pentru discuții la nivel înalt, de la începutul războiului. Întâlnirea dintre ministrul de externe rus Sergei Lavrov și omologul său ucrainean Dmitro Kuelba s-a încheiat. În urma negocierilor din Turcia, în cadrul cărora s-au discutat și chestiuni umanitare, oficialul Rusiei declarat că Kremlinul nu plănuiește să atace alte țări. În ceea ce privește încetarea focului în Ucraina, ministrul de externe rus a spus că operațiunea militară specială va continua. De asemenea, Lavrov a făcut mai multe declarații, printre care și mai multe acuzații. Acesta susține că naționaliștii ucraineni că folosesc civil ca scuturi umane. Nu în cele din urmă, oficialul rus a ținut să menționeze că Rusia nu ar avea în plan să atace alte state, dar a precizat că Occidentul se comportă periculos furnizând ajutor militar Ucrainei. Cei care furnizează arme Ucrainei trebuie să realizeze că vor fi trași la răspundere pentru faptele lor. Nu plănuim să atacăm alte țări. Noi nu am atacat nici Ucraina, a declarat Sergei Lavrov.